La doar câteva luni de la lansarea lui, site-ul care centralizează informațiile despre manifestările organizate în Sălaj la 100 de ani de la realizarea Marii Uniri din 1918, este în topul căutorilor din mediul virtual. Pagina centenarsălaj.ro a fost înființată în decembrie 2017 la inițiativa grupului de lucru Centenar Sălaj și și-a propus să devină cea mai importantă sursă de informație legată de celebrarea centenarului Marii Uniri în județul Sălaj. În prezent, site-ul se află pe primele poziții în principalul motor de căutare Google, după cuvântul centenar, în fața unor site-uri similare dedicate centenarului, realizate de Ministerul Culturii sau alte instituții publice sau private din România. Niște date statistice intermediare legate de site-ul nostru, al nostru, adică al grupului de lucru Centenar Sălaj. Aceste date sunt actuale la în luna mai, anul curent, cam pe la jumătatea drumului. Deci, ideea inițială pe care am avut-o legată de acest proiect a fost construirea unei pagini web care să concentreze cea mai mare cantitate de informație legată de celebrarea Centenarului Unirii în Sălaj. Vedeți că deja este destul de consistent, avem 98 de articole publicate, 101 evenimente, din care 49 au avut loc deja. Aceste evenimente le găsiți în calendarul care este publicat pe site, 214 fotografii și 36 de linkuri video. Cele mai vizitate secțiuni din site, evident, sunt mult mai multe decât sunt enumerate aici. Cum e și de așteptat, calendarul e pe locul întâi, pentru că acolo se află toate evenimentele cu detalii legate despre ele și data la care se desfășoară și organizatorii și tot ce poate să fie interesant pentru cine vrea să participe sau să citească despre ele. Galeria video este pe locul 2 și comunicatele de presă pe locul 3. De la lansare, acest site a fost lansat la finalul anului 2017, aproximativ în 12 decembrie. De atunci am avut 29.000 de vizitatori unici. Țineți cont, acești vizitatori sunt de peste tot din lume, sunt contorizați de oriunde ar fi ei și sunt vizitatori unici. Acești vizitatori au putut să intre de mai multe ori pe site-ul respectiv, dar ei au fost contorizați o singură dată. Numărul de vizite este de 47.000 în total. Evoluția numărului de vizitatori în timp. Dacă la lansare, în luna decembrie, aveam în medie 100 de vizitatori unici pe zi, vedeți că acest număr a crescut de 5 ori de la lansare. În mai avem în medie aproximativ 500 de vizitatori unici pe zi din întreaga lume. Aici am să vă supun atenției un vârf. Acest vârf aici reprezintă momentul când a fost lansată galeria video. Ca să nu vă îndoiți de autenticitatea datelor pe care le-am prezentat, vă propun un experiment practic. Încercați să căutați cuvântul centenar în Google și primul site pe care o să vi-l întoarcă Google va fi site-ul centenarului în Sălaj. E ceva nemaipomenit. Adică, cu alte cuvinte, în momentul de față, centenarsălaj.ro este cel mai important site din lume, de fapt, cu informații legate de centenar. Acest site va exista și după anul 2018, când accentul se va pune pe materialele documentare reunite aici, spre deosebire de acest an, când secțiunea dedicată calendarului de acțiuni este cea mai căutată.